În urmă cu aproximativ 2 luni, tot în aceeași zonă, fusese găsit înnecat un bărbat, iar polițiștii au crezut că este vorba despre Gheorghe Cojocaru. Acesta dispăruse de acasă în luna martie, după ce și-a avertizase fiica de faptul că o să plece și nimeni nu o să-l mai găsească. Tot spunea că dacă nu se mai simte în putere, el va face în așa fel încât să nu se chine nimeni cu el și să nu bage pe nimeni la cheltuială. Rudele bărbatului au venit atunci la fața locului și, după semnele de pe corp, le-au confirmat oamenilor legii că este vorba despre Cojocaru. Ulterior, după testele efectuate la serviciul de medicină legală, s-a constatat că era vorba despre un alt bărbat, nici de cum despre cel în cauză. Azi, tot în barajul de la Noapteș, plutea cadavrul în descompunere al unui bărbat. Am venit la rând și am observat ceva în apă. M-am uitat un pic mai atent și am observat că e om. Am anunțat dispecerul, dispecerul la 112. Noi ne cam speriem mereu, că am început să găsim de ce în ce mai des. Ai probleme. E al doilea într-o lună, două. Da, pe celălalt l-a găsit pe acolo. La sosirea echipajului s-a constatat prezența unei persoane de sex masculin ce plutea la suprafața canalului de fugă. Echipajul de intervenție a întreprins toate acțiunile necesare extragerii victimei din canal. Cum era cadavrul? În ce stare? Victima a fost găsită în stare de putrefacție. Polițiștii aveau în baza de date 2 persoane dispărute, una dintre ele fiind tot Cojocaru. Misterul a fost elucidat, dar acum toată lumea privește cu circumspecție situația. Familia a recunoscut încă o dată cadavrul, iar anchetatorii așteaptă acum autopsia, care va spune cu exactitate dacă mortul găsit este cel indicat de familie. Până atunci, trupul a fost transportat la medicină legală, unde se va efectua necropsia.